Duminică 6 septembrie 2015 mă aflu în orașul Întorsura Buzăului din județul Covasna, unde am participat la etapa derby finală a Columbodromului Internațional Transilvania. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre participanți, dar nu numai. Este vorba despre un câștigător al unor locuri de top la actuala ediție. Este vorba despre domnul Mircea Iulian din Pătărlagele Buzău, dacă nu greșesc. Da. Vă salut, domnul Iulian, ce faceți? Eu. Foarte bine, suspans aici, mai așteptăm porumbei, încă mai avem de venit, o etapă frumoasă. V-ați mișcat bine la etapa asta, da? Da, la etapa finală am locul 8 și mai am de venit încă un porumbel, care sper să vină și ăla. Mai așteptăm, au venit doar vreo 30 și ceva de porumbei din câte am văzut la pe ecran. Mai devreme mă uitam, ce să zic... Cum vi s-a părut etapa de astăzi? O etapă dificilă din punct de vedere al condițiilor meteo, un vânt, nu pot să zic chiar din față, din lateral, cred că a fost un vânt din toate direcțiile, o etapă foarte grea, porumbei vin foarte greu. Ce să zic, o etapă pentru mine reușită față de anul trecut, mult mai bine la mine. Știu că și anul trecut ați obținut rezultate bune, nu? Și 2 am avut în finală, anul ăsta am locul 8, văd că din ce în ce e mult mai bine, am încercat să aduc porumbei foarte bune aici, care am crezut eu că sunt porumbei nu de viteză și de demifon, cum aduc majoritatea din ce am vorbit cu restul columbofilor, noi sunt cam fond maraton. Da, deci practic ai noastră se pretau la o distanță și mai mare, nu? La această columbodrom, numai pentru etapa semifinală și în mod special pentru finală, în care mă așteptam să fac, să scoată capul unul dintre porumbei mei. Și văd că unul chiar mulțumit au venit în primii sosiți. Cu puțin noroc puteam să iau și mai în față, exact. Dar a venit cu stolul de 5 porumbei și a intrat al 8-lea. Asta este bapta și norocul face parte din joc. Ce ne puteți spune despre originea porumbelului? Originea porumbelului, chiar nu știu că e femeie sau mascul, că am ascult și nu pot să-mi dau seama ce este. O să ne spună domnul Alin când o să-l vedem, dacă așa. Da. O să apară, cred că s-o scoate la licitație și pe internet. Provine dintr-o un mascul de 2008, zburat la mine fond maraton de la vârsta de un an, normă la maraton, a zburat Berlin Național, normă fond, normă maraton și acum este la mine la mască, un porumbel de excepție care a zburat tot pe ruta Ardeal și a zburat cu Slovacia, Cehia și, cum v-am spus, a făcut și Berlin Național acum 3 ani de zile. Pe linia mamei este o femeie de la Miron Daniel de la Galați, un porumbei extraordinar care mi-a mers foarte bine și la mine în crescătorie și aici. Și anul trecut am avut 2 în finală și văd că și anul ăsta, chiar totul din aceeași pereche, a mea a venit locul 8. Eu sunt foarte mulțumit de ei. Anul ăsta ați mai angajat și pe alte columbodrome sau doar aici? Nu, doar aici momentan, fiind mai aproape și am să fie mai aproape de Buzău și ca să pot să vin să-i și asist la sosiri. Să... Da, da. La anul am de gând să merg și mai departe, tot așa, dar e greu că dacă plăcerea e mare să vii să asisti. Dacă nu vii să asisti, asta e, vezi pe internet și auzi, auzi, ți-a venit locul nu știu care. Sau așa nu știu, da. Plăcerea e să vii să asisti aici, să vezi, suspansul e mare aici. Mai stai de vorbă cu columbofilii, vezi chiar sosirile. Exact. Da. Ce să zic, eu mulțumit și de condițiile de aici, domnul Alin, columbofil și, ce să zic, un organizator de excepție. Văd că de un la om care pune mult suflet, nu? Mult suflet și chiar îl apreciez din punctul ăsta de vedere. Porumbei arată chiar foarte bine, îngrijiți, chiar... Am văzut că nu vin obosiți, în ciuda faptului că au fost vântul puternic. Nu. Chiar mă așteptam astăzi să vină cu vântul care l-am văzut dimineață. Am zis, să vină foarte greu și foarte obosit. Unii au venit, că na, nu poate să reziste toți. Da. Asta este. În rest, ce să zic, mulțumit. Și aștept ca la anul să fie mult mai bine. Achiziții noi, anul ăsta v-ați mai făcut ceva până acum, la momentul ăsta? Achiziții mai am ceva, dar nu. E ce încă îi crucișesc pe ai mei și chiar îți mulțumit. La văd că deja prin încrucișerile mele și prin liniile care le-am, merg mult mai bine. Aștept ca să și la anul să fie mult mai bine. Perechi de matcă, ceva, v-ați făcut proiecte pentru la anul? Deocamdată nu, încă nu. Decantați rezultatele, să zic mai așa. Mai așteptăm rezultatele, să vedem și, da, în mare, cam aceiași porumbei sunt la matcă, care îi mai rotesc și am mai aduc ceva, cum am vorbit și ce mai am adus. Nu, matca nu dețin o matcă numeroasă, ca să zic așa, sunt tot perei la matcă, zborul numeric foarte mic și cu federația, cu FCPR-ul, că zbor cu FCPR-ul, am zburat în niște condiții foarte grele anul ăsta. Noi Buzău, nu știu ce e la Buzău, dar bine. Deci a schimbat și ruta, de ce s-a întâmplat? Am schimbat și ruta, zburăm cu Moldova, cu Piatra Neamț, cu Bacău și la Buzău, ca să faci față cu cei de acolo, e foarte greu. Da, într-adevăr așa. Sperăm ca la anul să ne orientăm sau să găsim o soluție mai bună ca să facem și noi treaba. Într-o zonă de munte unde concursurile sunt foarte grele, spre dificile. Într-adevăr, așa este. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și vă doresc mult succes, domnul Iulian, în continuare. Și sper la anul să fie mult mai bine. Cu stimă, toate cele bune. Numai bine, mulțumesc.